Vă salut! Subiectul clipului de astăzi este împărăteasa Rusiei, Ecaterina cea Mare, despre care se spune că avea două pasiuni care nu au părăsit-o decât odată cu ultimul ei suflu. Dragostea de bărbat, care a degenerat în desfrânare, și dragostea de glorie, care a căzut în vanitate. Cum a ajuns împărăteasă? Dacă și-a omorât soțul pentru a prelua puterea? Realizările remarcabile, numeroși amanți din viața ei și răsplatele colosale pe care obișnuia să le ofere pentru prestațiile din pat. Camera erotică sunt lucruri despre care vom discuta în acest clip. Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să susțineți dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. Vizionare plăcută! Cea mai longevivă împărăteasă a Rusiei a transformat imperiul său în una dintre marile și durabilele puteri ale Europei, anexând peste 200.000 de mile pătrate de teren, construind peste 100 de orașe noi și promovând o epocă de aur a dezvoltării în artă și știință. Cu toate acestea, Ecaterina nu a fost doar o mare cuceritoare, ea a fost și o intelectuală iluminată și o pionieră în gândirea progresistă, o femeie care a susținut vaccinarea, a promovat artistele feminine, a corespondat cu filozofi de seamă precum Voltaire, a scris memorii și a redactat primele lucrări de literatură pentru copii publicate în Rusia. Cu toate acestea, alte legende sunt mai puțin plăcute, în special legende legate de viața infamă a Ecaterinei între cerceafuri. Chiar și în timpul vieții sale, Ecaterina era cunoscută pentru șirul ei de iubiți bărbați, mulți dintre ei semnificativ mai tineri decât ea, iar unii dintre ei beneficiau de avantaje politice și financiare din această relație. Totuși, datorită misoginiei, geloziei și unei culturi toxice în curte, Ecaterina a fost acuzată de practic orice formă de deviație sexuală la care vă puteți gândi, precum bestialitatea, nimfomania și voyeurismul, doar pentru a enumera câteva. Împărăteasa Ecaterina a II-a Rusiei s-a născut ca prințesa Sofie a Prusiei. În 1745, la vârsta de 16 ani, s-a căsătorit printr-o aranjare dinastică cu verișorul ei de-al doilea, viitorul țar Petru al Holstein-Gottorp. După convertirea ei la Ortodoxia Rusă, și-a luat numele de Ecaterina. Căsătoria aranjată a fost o nepotrivire completă, în mare parte datorită defectelor personale ale lui Petru. Petru era nevrotic, obstinat și alcoolic. Nefericită în căsnicia ei, Ecaterina a început să aibă amanți. A dat naștere la 3 copii care au supraviețuit până la maturitate. Unii istorici cred că niciunul dintre ei nu era fiul lui Petru, probabil din cauza impotenței sau infertilității acestuia. Și-a omorât Ecaterina cea Mare soțul? Probabil nu, deși opinia publică a considerat-o responsabilă pentru asasinarea lui. Ecaterina a ajuns la putere printr-o lovitură politică împotriva soțului ei, care s-a transformat recent într-o tragedie. Când Petru a moștenit tronul, a pus capăt rapid războiului Rusiei cu Prusia, fiind fanatic închinat regelui prusac Frederic al II-lea și a căutat să îmbunătățească viața muncitorilor săraci prin reforme interne, alienând clasa militară și nobilimea. 6 luni în domnie, când Petru a plecat în vacanță din Sankt Petersburg, Ecaterina s-a întâlnit cu militarii cărora le-a cerut să o protejeze de soțul ei. La întoarcerea lui, Ecaterina a ordonat arestarea lui Petru și l-a obligat să semneze un document de abdicare. Singurul moștenitor aparent era principele moștenitor Paul, atunci un copil mic, iar Ecaterina a urcat pe tron. 8 zile mai târziu, Petru a murit în mâinile lui Alexei Orlov, fratele mai mic al amantului Ecaterinei de atunci, Grigori Orlov. Nu există dovezi care să susțină complicitatea Ecaterinei în asasinat. Totuși, publicul rus în mare parte a considerat-o responsabilă, aruncând o umbră asupra domniei sale. Cu toate că detractorii Ecaterinei ar susține că Paul ar trebui să preia tronul la vârsta majoratului, Ecaterina a zdrobit zeci de răscoale pentru a domni peste 3 decenii până la moartea ei. Ecaterina cea Mare a condus Rusia timp de 34 de ani, perioadă mai lungă decât oricare altă femeie rusă. În calitate de împărăteasă, a susținut transformarea Rusiei pentru a deveni mai asemănătoare cu Occidentul,
ea a reușit să-și conducă țara în centrul politicii și culturii europene. Ecaterina nu a fost doar o mare cuceritoare, ci și o intelectuală iluminată și o precursoară a gândirii progresiste. Eforturile și realizările sale au făcut-o una dintre figurile legendare ale istoriei. Cu toate acestea, ea este cunoscută și pentru zvonurile legate de viața ei privată. Împărăteasa a devenit faimoasă în timpul vieții sale pentru relațiile sale cu mai mulți iubiți, unii dintre ei obținând putere politică și financiară datorită relației lor cu monarhul Rusiei. Numărul bărbaților cu care se presupune că Ecaterina a avut relații variază de la 12 la 22, cu relatări contradictorii de la diferiți istorici. Unii oferă un număr chiar mai mare, dar niciodată nu vom ști cu adevărat câți iubiți a avut Ecaterina. Pe lângă faptul că erau considerabil mai tânări decât ea, iubiții Ecaterinei păreau să beneficieze de anumite avantaje din relațiile lor. Ea le oferea poziții de putere atât în politică cât și în armată, fără prea mult raționament practic. Le oferea cadouri scumpe și sprijin financiar unora dintre iubiții ei preferați, cheltuind aproximativ 93 de milioane de ruble pe ei. Cheltuielile împărătesei pentru iubiții ei au fost una dintre marile slăbiciuni ale domniei sale. Despre existența a ceea ce este cunoscut sub numele de cabinetul erotic al Ecaterinei cel Mare, nu există dovezi oficiale, dar este un subiect de speculații fascinant. Cabinetul erotic al Ecaterinei era plin cu pornografie istorică și mobilier explicit sexual, pe care îl colecționase de-a lungul anilor. Cabinetul Ecaterinei, o încăpere plină de mobilier decorat cu erotism grafic, probabil că era ținută lângă suita de camere preferate ale împărătesei, în casa ei preferată din Sankt Petersburg, acum cunoscută sub numele de Palatul Pușkin. Avea un buton de ușă falic, mese cu picioare în formă de organ genital masculin, scaune împodobite de asemenea cu organe genitale și peisaje obscene pictate pe pereți. Există imagini presupus făcute în această cameră de soldați germani care au ajuns la palat în 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial și au descoperit dormitorul dezvăluit. Dacă aceasta este adevărat, aceștia au fost cel mai probabil ultimii martori ai camerei înainte ca palatul să fie bombardat, distrugând mare parte din ceea ce se afla în interior. Cu toate acestea, experții și istoricii sunt convinși că tot ceea ce era în dormitorul erotic a fost scos din palat și că acest cabinet erotic a dispărut în circumstanțe misterioase. Viața sexuală a Ecaterinei nu era probabil atât de diferită față de cea a oricărui bărbat la putere din acea perioadă. Cu toate acestea, împărăteasă sau nu, ea s-a născut ca femeie într-o lume dominată de bărbați. Bărbații la putere aveau numeroase obiceiuri sexuale, dar nimeni nu părea să le pună vreodată întrebări sau să vorbească despre asta. Cu toate acestea, fiind o femeie încrezătoare care a ignorat limitele feminității, Ecaterina cea Mare a fost numită o nimfomană pentru activitățile sale private. Datorită notorietății Ecaterinei pentru libertatea sa sexuală, ea a fost ținta unei campanii de defăimare din partea inamicilor ei invidioși și misogini, inclusiv fiul ei Paul, care aspira la tron și a încercat să o otrăvească în fața curții. Știrile liberale susțin că multe dintre poveștile senzaționale spuse despre Ecaterina nu sunt decât zvonuri crude răspândite de oponenții ei și care au devenit ulterior legende urbane. Cleopatra, Maria Antoaneta și Elizabeta I sunt doar câteva exemple de alte femei remarcante care au fost de asemenea subiectul unor povești despre depravare sexuală. Indiferent de ceea ce ar fi făcut în timpul său, Ecaterina cea Mare a fost o femeie încrezătoare, puternică și modernă. Rusia nu ar fi ceea ce este astăzi fără ea. Umorurile despre viața privată a Ecaterinei aveau o bază mică în faptul că ea avea mulți iubiți tineri, chiar și în vârstă înaintată. Don Juan al lui Lord Byron, în jurul vârstei de 22 de ani, devine amantul ei după asediul Ismailului în 1790, într-o ficțiune scrisă la doar aproximativ 25 de ani după moartea Caterinei în 1796. Această practică nu era neobișnuită în standardele curții de atunci, nici nu era neobișnuit să se folosească zvonuri și insinuări despre excesele sexuale în scopuri politice. Unul dintre primii ei iubiți,
Stanislav August Poniatowski a fost ulterior susținut de ea să devină rege al Poloniei. Acesta nu ar fi primul și nici ultimul caz în care regina ar promova unul dintre iubiții ei la poziții politice pentru a-și consolida propria poziție și a-și întări sprijinul. De exemplu, Grigori Orlov, un ofițer de artilerie din Sankt Petersburg, a ajutat regina în lovitura împotriva lui Petru al III-lea, iar când regina a preluat puterea, l-a răsplătit făcându-l conte și numindu-l general șef. Un zvon nefavorabil spunea că Alexander Dimitrev Mamonov și ceilalți iubiții ai ei ulterior au fost aleși de către prințul Potemkin însuși, după sfârșitul relației lungi pe care Caterina a avut-o cu Potemkin, unde el poate era soțul ei morganatic. După ce Mamonov a fugit cu o domnișoară de onoare de 16 ani de la împărăteasă și s-a căsătorit cu ea, Ecaterina, amărâtă, se pare că s-a răzbunat pe rivala ei, trimițând în secret polițiști deghizați în femei să o bată în prezența soțului ei. Cu toate acestea, o altă relatare susține că nu există adevăr în această poveste. Un alt zvon nefavorabil este cu privire la legitimitatea copiilor ei. Mulți bănuiau că copiii reginei nu erau de fapt fii ai împăratului Petru al III-lea, ci de fapt ai unor iubiți pe care i-a avusese. Se spunea că acești copii, Ana și Alexei, erau nelegitimi. Cu toate acestea, unii istorici pun chiar sub semnul întrebării legitimitatea lui Paul I, din cauza faptului că a fost conceput atât de târziu în căsnicia lor. Potrivit unor contemporani apropiați de Caterina, contesa Praskovia Brus, era apreciată de ea ca le pouveus, adică testul capacității masculine. Fiecare posibil iubit trebuia să treacă o noapte cu Bruce înainte de a fi primit în apartamentele personale ale Caterinei. Prietenia lor s-a încheiat brusc când Bruce a fost descoperită într-o misiune cu iubitul tânăr ale Caterinei, Rimski-Korsakov, strămoșul compozitorului. Amândoi s-au retras ulterior de la curtea imperială la Moscova. Camera de dormit a Ecaterinei a II-a, în așa numitul aripa Zubov al palatului Ecaterina din Tsarskoye Selo, a fost construită între 1781 și 1783 și decorată cu plăci subțiri de sticlă lăptoasă polișată, desen contemporan în Muzeul Național din Varșovia. În memoriile sale, Charles François Masson a scris că Ecaterina avea două pasiuni care nu au părăsit-o decât odată cu ultimul ei suflu: dragostea de bărbat, care a degenerat în desfrânare, și dragostea de glorie, care a căzut în vanitate. Prima dintre aceste pasiuni nu a condus-o niciodată atât de departe încât să devină o mesalina, dar ea și-a adus adesea rușinea atât rangului cât și sexului ei. A doua a condus-o să întreprindă multe proiecte lăudabile, care au fost rar completate, și să se implice în războaie nedrepte, din care a obținut cel puțin acel tip de faimă care însuțește întotdeauna succesul. În decursul lungii sale domnii, Ecaterina a experimentat mai multe relații amoroase. În timpul rebeliunii lui Pugaciov, cel mai important capitol din viața ei sentimentală a fost dedicat iubirii cu Grigori Potemkin, un ofițer de armată experimentat și cultivat. Deschiderea ei față de el a alimentat speculațiile cu privire la o posibilă căsătorie secretă. Chiar dacă în 1776 locul lui Potemkin în viața ei a fost ocupat de tineri ofițeri de armată, el a rămas o influență majoră până la moartea sa în 1791. Reputația Ecaterinei în ceea ce privește viața amoroasă s-a cristalizat pe durata vieții ei și a rămas puternică în conștiința publică. Există doar dovezi neconcludente despre cei aproximativ 12 iubiți care au trecut prin viața Ecaterinei, unele dintre aceste relații fiind pe termen lung. Unul dintre primii amanți ai Ecaterinei, începând cu anii 1750, a fost curteanul Sergei Saltkiov, presupusul tată al fiului ei, Pavel. La sfârșitul anilor 1750, Stanislav Poniatowski, ulterior rege al Poloniei, a devenit tatăl probabil al fiicei ei decedate în copilărie, Ana Petrovna. Grigori Orlov, ofițer de gardă și figură importantă în lovitura de stat care a dus-o la putere pe Ecaterina, a devenit amantul ei în 1761, având o relație care a durat 11 ani. Fiul lor, Alexei Bobrinskoi, a moștenit pământurile mamei sale.
În perioada 1772-1773, Ecaterina a avut o relație scurtă cu Alexander Vasilichikov, un tânăr locotenent de gardă. În 1777-78 a existat o legătură cu Simeon Zorici, un ofițer de armată și birocrat ucrainean, care a fost ajutat de Ecaterina în carieră. Cu Ivan Rimski-Korsakov, tânăr ofițer de armată, Ecaterina a pus capăt relației în 1779, când a descoperit o altă legătură a acestuia. În 1780, împărăteasa a început o relație cu Alexander Lanskoi, un tânăr ofițer de gardă fiind afectată profund de moartea sa în 84. Legătura cu Alexander Yermolov a durat câteva luni în perioada 1785-1786. Alexander Mamolov, un bărbat chipeș și cultivat, rudă cu Potemkin, a fost părăsit de Ecaterina în 1789, când a descoperit că avea relații cu mai multe doamne din suita ei. Platon Zubov, cu 30 de ani mai tânăr, a devenit favoritul ei. Prin promovările oferite, precum cea de guvernator general al Noii Rusii și Crimeei, Ecaterina l-a copleșit cu beneficii politice, depășindu-i capacitățile sau meritele. În 1801, Zubov și frații săi au jucat un rol important în răsturnarea țarului Pavel. Deși au existat zvonuri despre alte relații ale Ecaterinei la sfârșitul anilor 1770, nu există dovezi clare în sprijinul acestora. În ultimii ani ai vieții, starea precară de sănătate și preocuparea față de evenimentele revoluționare din Franța și Polonia au transformat-o pe Ecaterina într-o femeie extrem de contrarevoluționară. Ea a încercat să reprime franc-masoneria, considerând că lojile masonice propagau ideile revoluționare. Lucrarea lui Radischev, Călătorie de la Sankt Petersburg la Moscova, care critica condițiile sociale și politice din Rusia, a fost interzisă. În ultimele luni de viață a impus o cenzură severă asupra cărților și ziarelor străine, inclusiv asupra operelor lui Voltaire. În anii 1790, starea de sănătate a Ecaterinei s-a deteriorat, a căpătat în greutate, iar mobilitatea ei s-a redus din cauza reumatismului și ulcerelor varicoase. Avea temeri că fiul ei ar putea distruge tot ceea ce a construise. La 5 noiembrie 1796 a suferit un atac cerebral în budoarul personal. Fără a-și reveni, a decedat în seara zilei de 6 noiembrie, la Palatul de Iarnă, la vârsta de 67 de ani. Procurorul general Samoilov a anunțat: împărăteasa Ecaterina a murit, iar fiul său, împăratul Pavel, a urcat pe tron. Deși au recunoscut meritele pentru extinderea imperiului și consolidarea statutului Rusiei ca mare putere, istoricii slavofili au exprimat dezaprobare față de originea sa germană și ideile occidentale ale Ecaterinei. Pentru istoricii sovietici, ea a fost percepută ca o conducătoare care s-a identificat cu interesele nobilimii și nu a făcut nimic pentru țărani. În perioada glasnostului, perspectivele asupra Ecaterinei au devenit mai favorabile, iar în 1996, Academia Rusă de Științe a organizat o conferință pentru a marca bicentenarul morții sale. În încheierea clipului despre viața și legendele Ecaterinei cea Mare, putem concluziona că această figură istorică complexă și influentă a fost înconjurată atât de realizări remarcabile cât și de povești controversate. De-a lungul domniei sale de 34 de ani, Ecaterina a transformat Rusia într-o putere de temut în Europa, promovând proiecte culturale, științifice și politice semnificative. Pe lângă reputația ei de conducătoare iluminată și promotoarea progresului, legenda despre viața ei personală a generat zvonuri și anecdote, inclusiv cele despre numeroșii săi iubiți și presupusele evenimente scandaloase. Este important să abordăm aceste aspecte cu discernământ și să recunoaștem că multe dintre aceste povești sunt în mare parte rezultatul invidiei, misoginiei și a jocurilor politice din epocă. În final, Ecaterina cea Mare rămâne o figură fascinantă, una care și-a lăsat amprenta asupra istoriei Rusiei și a Europei. Viața ei a fost plină de contradicții și realizări, iar amprenta sa asupra lumii moderne nu poate fi neglijată. Este esențial să examinăm perspectiva istorică și să evaluăm aceste povești cu discernământ pentru a înțelege mai bine mozaicul complex al vieții sale. Vă mulțumesc pentru vizionare
Și dacă mi-apreciați conținutul și doriți să susțineți dezvoltarea canalului, vă rog să dați un like și să vă abonați. Pe data viitoare!